Hei, hei, salutare, ce faceți, cum sunteți? Eu vreau să vă transmit din Dublin, sunt într-un parc absolut minunat, frumos. Înseamnă că la Game of Thrones cu copacii, hehe. Acum merg acasă și plouă cu găleata. Dar eu nu sunt trist, mă bucur, sunt urioacă. Curge apă de pe mine ca de pe acoperiș, de pe copaci, cum s-ar veni. Dar tot mă bucur, hei. Bărul este urloarcă. Pot să spun că a făcut al doilea duș de dimineață, dar este super tare. Am urmărit odată pe Laurențiu, adică odată, l-am urmărit pe Laurențiu Florea și i-a zis că ploaia este foarte benefică, fiindcă crește iarba, crește natura, spală toate răutățile. Este ca un al doilea duș, într-adevăr. Te trezește, te revigorează, îți dă energie. Este chiar minunat să mergi pe bicicleta pe o ploaie din asta torențială. Este o experiență minunată, chiar am vrut să trăiesc și când... O ploaie mai tare, am zis mai tare, hai mai tare, mai tare, că vreau să fiu cât mai mult împins de la viață, să învăț cât mai mult, să devin un campion superb, ultra mega mare și cum să-ți pune de la zero. Acum, în momentul de față, sunt în zero, dar de la zero o să devin hero. Vă pup! Și o să revin cu un alt video și cu un alt pitch.